Sunt Liliana Rătaru, conferențiar la Departamentul Istoria Universală a Românilor și Arheologie a Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova și continuăm tema care am început-o în prima lecție, referitoare la reformele de modernizare din China după Mao Zedong. Tema se numește Revoluția lui Deng, specificul socialismului chinez. În lecția anterioară am vorbit despre venirea la putere a lui Deng Xiaoping, cel care a fost numit arhitectorul reformelor din China de astăzi și cel care de fapt a pus începutul procesului de reformare a economiei chineze, păstrând specificul politic de tip socialist și cu o economie de piață. Așa cum am menționat anterior, după sesiunea a treia a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, care a avut loc în anul 1978, demarează o reformă numită cele patru modernizări, care a evoluat în perioada de guvernare a lui Deng Xiaoping în două etape. Prima etapă 1978-1984, care este specific accentul pus pe agricultură, ori mai bine de 80% din populația Chinei erau țărani, și cea de-a doua perioadă, care începe spre anul 1984 și va dura până la protestele din piața Tiananmen din 1987 primăvara, care relocă accentele înspre industrie și comerț. Ne rămâne să caracterizăm și să vedem care sunt efectele, consecințele, rezultatele și consecințele cele de-a doua perioade și să punem accentele de rigoare. Astfel, a doua perioadă în reformarea Chinei după Mao Zedong cuprinde perioada cronologică între 1984 și 1987, dar cu prelungiri către anul 1993 și în această perioadă s-a realizat o economie de mărfuri planificate socialiste, este denumirea oficială acestei perioade și acestei etape în guvernarea lui Deng Xiaoping. Așa cum spuneam, acțiunile de reformă s-au deplasat de pe sectorul rural spre sectorul urban. Obiectivele reformelor în această perioadă au fost cele ce țineau de dezvoltarea industriei și comerțului, de creșterea producției industriale, dar mai ales de educația științifică, de relansarea universităților și institutelor de cercetare și de asemenea extinderea comerțului intern și în special a comerțului extern. În octombrie 1984 s-a ținut lucrările cea de-a treia plenară de legislatura a 12-a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, care adoptă o decizie asupra restructurării economiei Chinei. Ce prevedea această decizie? În primul rând că constata faptul că economia planificată socialistă reprezintă un sistem consensual între plan și piață. De asemenea, controlul dezvoltării economice trebuia să se realizeze prin instrumentele adecvate ale ajustărilor planului și a pieței. Componenta necesară și cu profituri superioare ale economiei socialiste, considerau membrii Comitetului Central, este întreprinderea care trebuie să se afle în proprietate nepublică și noile întreprinderi create cu participarea capitalului străin. Ca să rezumăm, decizia cele de-a treia plenară de legislatura a 12-a Comitetului Central, statul controlează piața, iar piața ghidează întreprinderile. Câteva dintre reformele care s-au produs în această perioadă au fost orientate în direcția reformării sistemului de prețuri. La fixarea prețurilor mijloacelor de producție s-a aplicat sistemul cu două căi. Așadar, potrivit acestui sistem, pentru o bună parte a mijloacelor de producție, prețurile erau stabilite în mod planificat de către instituțiile statului, iar pentru celelalte mijloace de producție, prețurile erau fluctuante în funcție de cererea și oferta de pe piață. O altă direcție de reformare era cea care viza reformarea întreprinderilor. Se preconiza o creștere a puterii decizionale a managementului în domeniul producției, aprovizionării, vânzărilor, gestiunii financiare și a personalului. S-a introdus pe baza colaborării strânse între guvernul central și guvernele locale un nou sistem de contractare care garanta statului posibilitatea de a colecta profiturile, însă întreprinderile deja au început să plătească statului taxe în loc de a-i ceda întreg profitul.
Deci o parte a profitului, după achitarea tuturor taxelor față de stat și impozitelor, rămânea întreprinderilor publice, pentru că despre ele vorbim. Și aceste profituri puteau fi reinvestite după decizia managementului întreprinderii respective. De asemenea, în cea de-a doua perioadă s-au produs și mai multe schimbări, reforme care trebuiau să stimuleze productivitatea muncii. O parte a întreprinderilor publice au fost eliberate de controlul din partea statului. Deși ele rămâneau în proprietatea statului, au fost angajați foarte mulți manageri tineri. S-a pus accentul pe angajarea tinerilor școliți în Occident, care erau liberi de dogmatismul maoist și care trebuiau să adapteze producția întreprinderilor publice, producția planificată, legilor cererii și a ofertei. De asemenea, s-a produs la angajarea muncitorilor pe contract, iar muncitorii din fabrici uzine au fost salarizați conform unui sistem progresiv, care presupunea retribuirea muncii în corespundere cu rezultatele pe care le aveau. Spuneam mai sus despre accentul pus pe investiții în domeniul științelor și a educației și a învățământului superior în special. În această perioadă au fost extins numărul de universități, de instituții superioare de învățământ și accentul s-a pus pe pregătirea specialiștilor în domeniile tehnice. În anul 1985 deja a înregistrat 1 milion de studenți care își făceau studiile în instituțiile de învățământ din domeniul tehnic. De asemenea, foarte mulți studenți chinezi au fost trimiși bursieri în străinătate pentru a prelua din experiența occidentală. S-au alocat bugete destul de impunătoare pentru dezvoltarea științei și tehnicii. Tot în această perioadă a fost stimulată inițiativa privată, dar s-au păstrat întreprinderile publice. În această perioadă, China nu a privatizat instituțiile care se aflau în gestiunea statului, însă a permis în același timp dezvoltarea inițiativei private, dezvoltarea întreprinderilor private și a activității private. Un alt specific din această perioadă și un set de reforme au prevăzut deschiderea economiei chineze spre exterior. În acest scop voi nominaliza câteva dintre măsurile care ni se par nouă importante în această deschidere a ușilor economiei chineze spre comerțul și economia din afară. În primul rând, în mai 1984, 14 orașe de pe coasta de est au fost deschise pentru investitorii străini, pentru investițiile străini. Este vorba despre zona, orașele, printre care cele mai mari care sunt cunoscute, orașele Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Dalian și altele toate de pe coasta de est. Tot anul 1984 au fost create și zone de dezvoltare economică și tehnologice în încă 11 orașe ale Chinei, dar de asemenea majoritatea dintre ele erau locate pe coasta de est a Chinei. În anul următor, în anul 1985, au fost deschise zone economice de coastă în delta fluviului Yangtze și a fluviului Perla. Cu câțiva ani mai târziu, deja la sfârșitul anilor 80 și în începutul anilor 90, au mai fost deschise încă 27 noi zone de dezvoltare de înaltă tehnologie în zona Beijing și Shanghai. A doua etapă, în general, a însemnat un progres pe calea reformelor, mult mai consistent decât cel înregistrat în stadiul precedent și a creat și consolidat breșa între constrângerile specifice vechilor concepte tradiționale și antireformiste. Deci chinezii, e vorba în special de membrii Comitetului Central, de liderii de partid, au abandonat acele poziții antireformiste, care erau destul de dezvoltate și destul de răspândite în societatea de partid chineză și majoritatea au acceptat această reformare pe etape, această reformare a Chinei inițiată încă în anul 1978. Întreprinderile de stat au fost și ele dinamizate pe baza contractării responsabilităților acestora. A fost adoptat sistemul cu două căi în stabilirea prețurilor, așa cum spuneam mai sus, și o puternică deschidere economiei chineze spre exterior. În perioada 1981-1982
1991, în perioada de 10 ani, exporturile Chinei ca rezultat a eforturilor de modernizare au crescut cu 500%, iar investițiile străine de 4 ori mai mult față de perioada anterioară. S-a micșorat, s-a redus cota parte a sectorului de stat în industrie și comerț. În anii 70, statul deținea 96% din sectorul de stat industrial și în comerț, iar în anii 90, cota părții a statului s-a redus până la 40% și totodată a crescut importanța sectorului privat ca rezultat acestor reforme. De asemenea, China a registrat un ritm al creștere economice foarte mare. Dacă în anul 1979 rata creșterii produsului intern brut era de 7,6, atunci către sfârșitul anilor 90, mai bine spus în anul 1988, această rată atinge pondere de 11,3%. Vorbind despre cea de-a doua etapă, trebuie să menționăm că condus la o creștere destul de impunătoare a producției industriale. Și vom aduce iarăși câteva cifre. Dacă în anul 1979 creșterea industrială avea o rată de 8,6% anual, atunci, către anul 1988, deci aproape peste 10 ani, această rată se va dubla sau chiar tripla. Au crescut respectiv și veniturile populației și către sfârșitul anilor 80, produsul intern pe cap de locuitor a crescut de 2 ori. Dacă în anul 1978 produsul intern pe cap de locuitor era de 340 de dolari, în anul 1980, deci peste 2 ani de la demararea reformelor, 460 de dolari. În 1990, produsul per capita era de 1400 de dolari. Astfel, înregistrăm pe lângă o dezvoltare a industriei și comerțului în această perioadă și o creștere a veniturilor populației și care a tras după sine și o creștere a nivelului de viață și a bunăstării populației. Doar că cea de-a doua etapă a reformelor a înregistrat și unele rezultate mai puțin eficiente, mai puțin pozitive. Către mijlocul anilor 80, China a fost lovită de o depresie economică care a fost provocată pe de o parte de declinul tot mai evident al agriculturii. Pentru că agriculturii, care i s-a dat un imbold în prima etapă între 1978 și 1984, a fost practic abandonată la nivelul politicilor, a fost lăsată în grija și în managementul celor care o făceau. Declinul agriculturii a condus și la creșterea inflației. Bine, creșterea inflației a avut și alte cauze decât acel declin al agriculturii, dar este important că aceste două care le-am enumerat mai sus au făcut ca statul să nu mai poată proteja cu subvenții pe locuitorii marilor orașe și de prețurile tot mai mari ale produselor alimentare care erau determinate de acel declin al agriculturii. Și de asemenea, ca rezultat mai puțin pozitiv al celei de-a doua etapă este mișcarea demografică sat-oraș, care a determinat o supraaglomerare urbană, periclitând foarte mult calitatea traiului urban, care și așa nu era prea înalt în China. Pe acest fundal, către sfârșitul anilor 80, se intensifică mișcările sau manifestările de nemulțumire față de efectele reformelor, pentru că opoziția și nemulțumirile care dominau China în acea perioadă erau orientate în special împotriva efectelor sociale și economice ale reformelor lui Deng Xiaoping. Astfel, în luna mai 1989, la Beijing a făcut o vizită liderul sovietic, reformatorul Mihail Gorbaciov. Deși acesta vine tocmai luna mai, deci protestele de pe piața Tiananmen începuse un pic mai devreme, în aprilie 1989, și au fost raportate la moartea lui Hu Youban, un politician care avea păreri mult mai liberale decât cele ale lui Deng și care a fost constrâns, obligat de către gruparea lui Deng Xiaoping să-și abandoneze liberalismul lui. Deci, în aprilie 1989, acesta a decedat și în legătură cu funerariile care au fost organizate pentru lui Hu Youban, studenții din universităților din Beijing au ieșit să protesteze în piața Tiananmen. Doar că intensitatea acestor proteste erau destul de moderate.
Însă, după vizita lui Mihail Gorbaciov, când societatea chineză a făcut comparații sau a avut posibilitatea să facă comparații dintre reformele mult mai radicale ale lui Mihail Gorbaciov, aceștia au cerut liderilor chinezi să intensifice reformele sau cel puțin să le ajusteze la nevoile sociale și economice ale majorității chinezilor. La 20 mai situația se agravase într-atât încât guvernul a declarat lege marțială, însă protestele au continuat și în urma discuțiilor guvernului s-a decis ca să se soluționeze criza cu ajutorul armatei. În Beijing au fost introduse armatele 27 și 28 ale armatei de eliberare a Chinei și pe străzile orașului desigur că au avut loc altercații între armată și studenți. Evenimentul din piața Tiananmen, acest protest al studenților la care au solidarizat și alte grupuri sociale, a avut efecte destul de importante și zdruncinătoare pentru politicul din China. Cel mai criticat, desigur, că a fost numele lui Xiaoping. Mai mult decât atât, participanții au stricat în piață foarte multe sticle mici. Limba chineză, numele Xiaoping sună similar cu cuvântul sticlă. Tot el a fost și acel care a inițiat suprimarea demonstrațiilor și, potrivit unor surse, au fost uciși de la 400 până la 2600 de persoane și de la 7000 până la 10000 de răniți. Doar că nu putem să știm cifra exactă, sursele diferite vorbesc despre un număr diferit de uciși și răniți. Autoritățile au operat ulterior arestări, a fost introdusă cenzura la televizor, în ziare, a fost interzis accesul presii străine și această suprimare brutală a evenimentului sau a protestelor din piața Tiananmen, care a sufocat de fapt libertățile politice și așa foarte fragile în China, au demonstrat că Deng Xiaoping este încă destul de puternic, deși avea o vârstă destul de înaintată și deținea controlul asupra Chinei. Deng Xiaoping, cel care a fost nucleul conducerii celei de-a doua generații de politicieni, celei de-a doua generații de comuniști chinezi, s-a retras din biroul politic și a părăsit și ultimul post oficial pe care îl avea. El era președinte al Comisiei Militare de Stat. Dar retragerea din funcția lui Deng Xiaoping nu a însemnat neapărat și ieșirea lui din scenă politică, pentru că, deși nu deținea nicio funcție oficială politică, el urmărea în continuare programul pe care îl numea de salvare al țării. În 1992, el își va organiza succesiunea la următorul congres al Partidului Comunist Chinez și îl va confirma pe cel pe care l-a ales, pe Jiang Zemin și pe Li Peng, care vor constitui nucleul celei de-a treia generație de conducători a Republicii Populare Chineze. Este vorba de generația care a demarat o luptă acerbă, o luptă nu întotdeauna onestă pentru piețele mondiale, cei care au adus economia chineză pe locul 7 din lume. În perioada celei de-a treia generație de politicieni comuniști chinezi, China s-a alăturat Organizației Mondiale a Comerțului și a consolidat potențialul economic și militar. De asemenea, a găzduit summitul ASEAN de la Shanghai și a câștigat oferta pentru a găzdui Jocurile Olimpice din 2008. Dar acum să revenim la specificul reformelor chineze, cele care, timp de aproape 20 de ani, au fost promovate de către liderul generației a doua de comuniști chinezi, Deng Xiaoping. În primul rând, unul dintre cele mai importante trăsături specifice este faptul că nu s-a promovat și nu s-au implementat scenariile terapiilor de șoc, așa cum a fost întreprins în alte state socialiste. Aceste reforme au avut loc un caracter îndelungat, un caracter etapizat, pentru că aveau scopul să evite haosul social, economic și politic într-o țară cu un potențial uman atât de enorm și, mai mult decât atât, exista și un factor foarte subiectiv. E vorba de frica birocraților de a-și pierde locul de muncă. Deci orice reformă le periclita birocraților care erau numeroși în China comunistă, bunăstarea prin pierderea locului de muncă. Aici putem să revenim la acea sintagmă pe care a pronunțat-o, de fapt este un proverb chinez, trecând râul în vad, trebuie să pipăi cu talpa piciorului fundul ca să știi unde să calci. Reformele au fost aplicate punctat,
este o altă trăsătură specifică a reformelor lui Deng Xiaoping. Ce înseamnă acest lucru? Este vorba despre extinderea geografică a Chinei. Este o țară cu un teritoriu foarte mare, de aceea reformele a considerat reformatorii chinezi nu pot fi aplicate printr-un decret la nivelul întregului stat. Ele trebuie mai întâi testate în anumite zone și apoi, în dependență de succesul lor, extinse la nivelul național. Deci doar acele reforme care își arătau eficacitatea fiind aplicate în anumite zone, erau apoi extinse, promovate și implementate în alte regiuni, provincii ale țării până se aplicau la nivelul întregii țări. Un alt specific al reformelor chineze a fost aplicarea concepției îmbogățirii treptate a anumitor regiuni. Același lucru, este vorba despre investițiile din partea statului. Statul a contribuit la îmbogățirea treptată a anumitor regiuni, categorii sociale, apoi la extinderea întregului stat, întregii Chinei. Implementarea reformelor lui Deng Xiaoping s-a făcut de jos în sus, spre deosebire de cazul Uniunii Sovietice, unde reformele s-au făcut, aveau un caracter de sus în jos. Și, de fapt, această tactică a reformelor de jos în sus s-a dovedit factor de succes. Reformele sunt continuate, ele nu au rezultate atât de teribile ca cele din fosta Uniune Sovietică. Încă o trăsătură specifică a reformelor chineze este excluderea privatizării. Deng Xiaoping nu a atentat la baza socialistă, la sectorul de stat. Dezvoltarea industriei avea loc din contul creșterii sectorului privat și mixt și nu din contul reformării și privatizării sectorului de stat. De-abia Jiang Zemin a privatizat întreprinderile de stat, dar și urmașul Deng Xiaoping nu a privatizat toate întreprinderile, ci doar întreprinderile publice care nu erau rentabile. Ca să încheiem cu specificul reformelor, cred că una dintre cele mai importante trăsături specifice ar fi faptul că reformele s-au aplicat doar sferii economice și sociale și foarte puțin cele politice. După încercarea de a impune guvernarea să aplice și reforme în sectorul politic, Deng Xiaoping a înțeles că trebuie să renunțe la viața politică. În rezultatul reformelor de peste 20 de ani, s-au înregistrat mai multe rezultate, mai multe consecințe, pe care noi le vom aborda aici doar în cifre. Evenimentele sunt prea aproape de noi ca să facem generalizări, de aceea vom judeca la momentul respectiv doar în cifre. Una dintre cele mai importante consecințe a proiectului de reforme al lui Deng Xiaoping a fost reducerea nivelului de sărăcie a populației. În anul 1981, aproape 90% dintre chinezi trăiau în sărăcie extremă, așa cum este definită sărăcia de către Banca Mondială. Către anul 2013, această cifră a scăzut sub 2%. Deci în jur de 30 de ani, 3 decenii de reforme, au reușit să reducă nivelul de sărăcie al populației cu o cotă parte foarte impunătoare. De asemenea, au crescut veniturile populației considerabil. Chinezii nu numai că au scăpat de o existență mizerabilă, ci își pot permite astăzi un nivel de viață complet acceptabil, cel puțin mulți dintre ei, dacă nu toți. Din anul 1978 până în 2017, produsul intern brut pe cap de locuitor din China a crescut de aproape 24 de ori. Aceste efecte, consecințe pozitive, totodată sunt însoțite și asociate cu unele mai puțin pozitive, dacă să judecăm din punctul de vedere al concepției socialiste. Este vorba despre creșterea inegalității sociale. Cea mai folosită măsură a stratificării sociale este coeficientul Gini. Acest coeficient Gini arată că în China inegalitatea socială a crescut de la 0,3% la începutul anilor 1980 la aproape 0,5% către anul 2010, în care 0 ar însemna egalitate absolută și 1 ar însemna inegalitate absolută. Deci s-a apropiat de media acestui coeficient. O altă consecință a reformelor a fost deplasarea centrelor de angajare în orașele noi. Urbanizarea, care a fost un efect al proiectelor de reformă și al reformelor promovate în cei peste 20 de ani, a condus la apariția unui număr impunător de orașe noi, în special pe coasta de est, și
Dacă în anul 1979 un oraș Shenzhen avea 500.000 de oameni, era un centru industrial în apropierea graniței cu Hong Kong, în anul 1980 el a fost decretat zona economică specială a Chinei și a deschis accesul în oraș pentru investitorii străini. În prezent, acest oraș este unul dintre cele mai mari orașe ale lumii. În anul 2016, aici s-au construit mai multe zgrienuri decât în Statele Unite și Australia luate împreună. Orașul Shenzhen a devenit un simbol al creșterii orașelor pe coastele de est din China. Centura urbană și industrială a Chinei este concentrată pe coasta de sud-est a țării, de la Harbin în nord-est, aproape de hotarul cu Rusia, inclusiv Beijingul și până la cel mai mare oraș chinez din sud, Shanghai. Economia chineză s-a orientat în această perioadă, în toată această perioadă, spre piețele externe. Încă de la începutul programului de reformare, China a încercat să-și descentralizeze sistemul de comerț exterior pentru a se integra în sistemul comercial internațional. Către anul 1988, comerțul exterior al Chinei a ajuns pentru prima dată la 100 de milioane de dolari, iar în anul 2013 a depășit 4 trilioane de dolari. Aproximativ 80% din exporturile Chinei sunt produse industriale, majoritatea textile, echipamente electronice, produse agricole și substanțe chimice. Dintre cele 5 cele mai aglomerate porturi din lume, 3 sunt în China. O altă consecință a reformelor promovate între 1978 și 1989 a fost reducerea natalității. Deng Xiaoping a introdus acea politică o familie, un copil, deși ea nu a fost respectată, totuși în anul 1978 a fost aprobată această politică, o familie, un copil, și eforturile Guvernului Republicii Populare Chineze a fost să încurajeze căsătoriile târzii, promovând politica mai târziu, mai de durată și mai puțin, și diferite facilități în domeniul sănătății, care asigurau destule informații despre controlul sarcinilor și contraceptive foarte ieftine sau de multe ori se dădeau gratis. Către anul 1984, circa 70% din totalul cuplurilor de vârstă fertilă, pune Organizația Mondială, foloseau prezervativele. Totodată, sfârșitul anilor 70, avortul a fost legalizat și sunt făcute tot felul de presiuni sociale și profesionale pentru a opri sarcinile femeilor care deja aveau un copil. Populația chineză crescuse peste 1 miliard de oameni și asta era alarmant în condițiile sărăciei. O alt efect sau rezultat sau consecință pozitivă este creșterea emisiilor de CO2 care nu sunt controlate și nicio instituție și organizație mondială nu poate impune Chinei să oprească emisiile de CO2 care au crescut de peste 7 ori pe cap de locuitor în comparație cu anii 70, adică perioada când această dezvoltare a Chinei. Ce va fi China în viitor? Încotro merge? Ce va deveni? Foarte mulți analiști economici, politici văd în China o nouă putere hegemonică în altă parte a lumii decât cea din Occident sau din America de Nord. Ne-a avertizat odată Napoleon că atunci când China se va trezi, lumea se va cutremura și totodată trebuie să ținem cont că Napoleon ar fi putut să aibă dreptate dacă ne amintim și avertismentul metaforă care îi aparține aceluiași Deng Xiaoping. Acesta spunea că nu pot să existe mai mulți tigri pe aceeași colină. În extremul Orient, colinele sunt aceleași de milenii. Nu ne rămâne decât să numărăm cu atenție câți tigri au mai rămas. Mulțumesc!